Bună ziua, stimați prieteni, și bun venit la cea de-a 41-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun IDIS Viitor, și privesc eu. Ne puteți urmări toate celelalte ediții, fie pe pagina privesc eu, IDIS Viitor, sau pe pagina mea, ioniță.md. Dacă vă uitați, în dreapta este o rubrică Analize Economice, acolo sunt toate celelalte 40 de ediții anterioare. Acum, ultima perioadă am considerat util, deoarece multă lume vrea să primească graficele, încep să public și graficele cu tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Astăzi aș vrea să vorbim despre finanțele publice, bugetul public național pe anul 2021, ce s-a întâmplat în anul 2022. Tema este extrem de mare, cred că mă vom dezvolta în câteva teme, niciodată încă n-am vorbit așa la mod general, am avut câteva aspecte tangențiale cu pensia, cu plățile care au loc sociale, dar astăzi aș vrea să trecem o privire de ansamblu, să ne creăm o imagine despre ce se întâmplă cu bugetul nostru public național, pentru cei care mai rar ne ascultă sau poate care nu sunt atât de puternic în economie, trebuie să spunem că bugetul public național sau toți banii publici pe care îi avem noi sunt formate din patru bugete de bază. Bugetul de stat, care în proporție foarte mare, într-o cotă extrem de mare, de fapt nu al cheltuie guvern, dar este nevoie să-l împarte la celelalte bugete, și anume bugetul de asigurări sociale, de unde se plătesc pensiile și prestațiile sociale, bugetul asigurărilor medicale, unde este întreținut sistemul nostru de sănătate, și în sfârșit bugetele publice locale, care sunt o parte componentă a bugetului public național și din care noi, de fapt, întreținem tot ce înseamnă infrastructura locală. Deci, este toate fiind spuse, sunt cele patru bugete. Evident că în 15 minute în care ar trebui să ne încadrăm, dar noi niciodată nu reușim în 15 minute, este prea greu și practic imposibil să treci toate lucrurile. De aceea, astăzi aș vrea să ne oprim la câteva elemente care sunt caracterizați anul 2021 și anul 2022. Anul 2021 a trecut. Noi acest an îl vom ține minte ca anul criza energetică, o criză fără precedent în istoria noastră, deci nici ceva pe aproape n-am avut niciodată. Și doi, este inflația, care, da, am mai avut așa ceva în 2003, dar oricum noi deja am uitat ce înseamnă o creștere de prețuri atât de galopantă, lucru care evident ne-a marcat extrem de puternic și care a marcat guvernarea. Dar astăzi vreau să ne oprim la bugetul. Prin ce a fost caracterizat bugetul? Bugetul nostru public din anul 2021 are trei cuvinte de bază. De fapt, nu trei cuvinte, dar trei elemente de bază. Atunci când cineva vrea să înțeleagă ce a fost în anul 2021, trebuie să știți că bugetul pe 2021 are trei elemente caracteristici care îl deosebește de toate celelalte bugeturi. Primul, buget social. Da, la noi, în Republica Moldova, toate bugetele sunt sociale. Noi cheltuim 70% din toți banii bugetului public, cheltuim pe măsuri sociale. Ce avem în vedere măsuri sociale? Medicină, cultură, educație și protecția socială. Deci toate aceste elemente, deci 70% din cheltuielile bugetului public național merg pe aceste elemente. Evident că în anul 2021 această cifră a fost cu mult mai mare, vom explica din ce cauze, din acest motiv putem spune că bugetul anului 2021 este un buget cu un pronunțat caracter social, deci lucru care n-a mai fost niciodată. Al doilea, încasări peste așteptări. Acum am să vedeți cifrele, deci este un lucru incredibil. Noi am mai vorbit de câteva ori că ceea ce a salvat guvernul în anul 2021, ceea ce ne-a salvat pe noi pe toți, că de fapt nu guvernul, dar pe noi pe toți ne-a salvat, a fost încasările cu o creștere, vreau să spun că fără precedent, dar mai a avut precedente procentuale. În volume așa ceva n-am avut niciodată, procentual am mai avut, dar o creștere peste așteptări, venitul bugetar a crescut atât de puternic, că guvernul, spre binele nostru tuturor, a putut să-și onoreze obligațiile lui legate de a proteja cetățenii în perioada de criză pe segmentul social. Deci acest buget social a fost posibil de realizat inclusiv grație venitului fără precedent. Despre aceasta vom vorbi ceva mai târziu. Și în sfârșit, suportul extern. Deci bugetul pentru anul 2021 este caracterizat de o reluare a finanțării externe și bugetul anul trecut, dacă ne uităm la capitolul granturi și plus împrumuturi, a avut o creștere. Să știu că unii sunt destul de negativi la ceea ce înseamnă împrumuturile externe. Eu voi încerca să demonstrez că acest lucru, cât n-ar fi de stran, nu este ceva rău. Voi încerca să explic pe parcurs, dar veniturile din buget,
reluarea finanțării externe a permis guvernului să aibă un buget social care a fost critic în perioada de criză. Dar haideți acum să trecem pe rând. Primul ce este, trebuie să ne uităm care au fost veniturile, cheltuielile bugetului și care vor fi veniturile și cheltuielile bugetului. Încă o dată repet, ceea ce vedeți aici în față nu este bugetul de stat, deci aici este totalitatea banilor publici sau toți banii pe care noi ca societate îi plătim în cele patru bugete despre care am vorbit. Deci în anul 2021 veniturile bugetului de stat au fost de 77,4 miliarde lei, iar cheltuielile au fost de 82 de miliarde lei. Deficitul 4,6. Inițial, dacă vă aduceți aminte, deficitul era planificat să fie cu mult mai mare. Ceea ce ne-a salvat să nu avem un deficit atât de mare este veniturile care au crescut peste măsură și a doilea este un factor negativ, dar până la urmă la deficit arată pozitiv. Totuși, guvernul nu a reușit să împrumute pe plan extern atât cât a planificat. Deci el, dacă nu câștiga veniturile acestea în acest an, atunci deficitul era poate și mai mic, iar de fapt era și cheltuielile să fie cum mai mult, guvernul își prea onora obligații. Însă și noi în acest an, datorită veniturilor mari la buget, chiar dacă n-am reușit să împrumutăm cât am planificat, totuși am reușit să executăm cheltuielile așa cum ne-am dorit, mai mult că atât cheltuielile chiar au fost majorate substanțial, iar până la urmă deficitul este relativ mic. Pentru anul viitor, dacă ne uităm atent, guvernul planifică un buget la 96 de miliarde lei cheltuieli și la 80,9 miliarde de lei venituri, cu un deficit de 15,3 miliarde lei. Este cel mai mare deficit din istoria noastră care este planificat, însă în opinia mea, despre aceasta vă vorbim ceva mai târziu, până la urmă, eu cred că deficitul va fi maxim de 11 miliarde lei. Din ce cauză? Din simplu motiv că veniturile reale care bugetul le va avea anul viitor vor fi cu mult mai mari decât ceea ce a planificat, nu cu mult mai mari, dar mai mari decât a planificat guvernul. Eu voi explica ceva mai ulterior. Deci asta este construcția bugetară generală, iar acum haideți să ne uităm pe elemente. După cum am spus, primul lucru care caracterizează bugetul pe anul 2021 și se va caracteriza parțial și în 2022, dar ce va fi în 2022, vom vorbi la sfârșit încă o dată separat, în anul 2021 este bugetul social. Deci este bugetul unde cheltuielile ca volum în domeniul social au crescut cu cel mai mult din istoria noastră. Dacă vă uitați atent în bugetul nostru public, în anul trecut, în 2022, cifra 12 înseamnă anul 2021, voi corecta deja când voi plasa pe pagina mea, deci în anul 2021, din 82 de miliarde de lei care au fost cheltuieli planificate, 60 de miliarde de lei au fost cu tentă socială, creștere de 10 miliarde de lei, așa creștere în volum noi n-am avut niciodată. De ce s-a întâmplat acest lucru? Din câteva motive de bază. Trei sunt. Prima este, guvernul în anul 2021 a considerat necesar, și aici suntem de acord, despre aceasta am vorbit într-o ediție anterioară, voi da link la ediție, noi am vorbit despre aceea că guvernul majorând pensia minimă, de fapt în felul acesta a protejat pe cei mai săraci, cei mai vulnerabili cetățeni. Majorând această pensie minimă, a crescut efortul financiar și aceasta s-a reflectat în buget. Al doilea lucru care l-a făcut guvernul și în acest an aș va continua, majorarea salariului la cel mai prost plătiți bugetari. Noi în prezent, și despre aceasta am mai vorbit și cred că vom mai discuta, în prezent în Republica Moldova, noi avem 10% din salariați care au un salariu mediu de 2600 de lei net. 10% asta 60.000 de oameni. Marea lor majoritate, dacă nu aproape toți sunt din sectorul bugetar și atunci guvernul ce are de rezolvat și în 2021 și în 2022 este să majoreze venituri la cel mai vulnerabil categorie socială care în ziua de astăzi au un salariu mai mic decât 3.000 de lei anual. Și al treilea element care a majorat bugetul social este legat de ceea ce am vorbit noi, subvențiile în domeniul energetic și anume tot sprijinul pe care l-a oferit a guvernul pentru ca să avem ajutorul acest energetic. Suma totală de bani care guvernul deja este clar că a alocat-o și este alocată în tot ce înseamnă depășirea acestei situații de criză energetică și criză de creștere a prețurilor, suma totală noi estimăm la 9 miliarde de lei. Până ce este 9 miliarde de lei, cu certitudine suma va fi mai mare. Atunci când întrebați de unde s-a luat această sumă, vi le răspunde unde. Deci sunt toți banii care au fost alocați pentru compensațiile energetice, inclusiv banii care au fost dat la Energocom, care
Parcă nu ar fi asistență socială, dar până la urmă ne-au ajutat ca să nu facem majorări de prețuri din luna noiembrie. 2. Sunt majorarea de pensia minimă, care este dată suplimentar la ceea ce a fost până în prezent, și modificarea mecanismului de indexare a pensiei, care se va aplica din 2022. Vreau să reamintesc că mecanismul vechi presupunea o majorare de pensie în jur de 7%, iar mecanismul nou de aplicat de către guvern va însemna o majorare de pensie de aproape 18%. Deci această majorare de pensie, mult peste ceea ce a fost până în 2021, va semna un suport financiar încă de cel puțin 2 miliarde lei. Toate aceste lucruri se face ca cele mai sărace grupuri sociale să poată depăși cumva această perioadă de criză. Suma totală este de circa 9 miliarde lei, posibil că va crește, și aceasta ne-a făcut ca acest buget social să fie atât de mare. Dacă ne uităm la procente, deci din toți banii publici care noi alocăm, vedem încă o dată că este cea mai mare sumă ca precedent. Avem 73,4% și aici fără banii cei care au fost dați la Energocom. Dacă punem și banii la Energocom, tot ca o măsură socială, atunci pentru anul 2021 noi avem o cifră fără precedent. 75% din toate cheltuielile bugetului public național au avut o direcție strict socială. Așa ceva n-a fost niciodată și presupun că nu va mai fi niciodată, din simplu motiv că ne-am dorit foarte mult cu astfel de criză să nu mai aibă loc. Și evident, cât sunt mai mari cheltuielile sociale, asta înseamnă cu atât mai mici sunt veniturile. Evident, cea mai mare parte din cheltuielile de componenta socială este protecția socială, banii care merg pentru plata pensiilor și indemnizațiilor. Dacă ne uităm atent, în anul 2021, pe grafic în spate al bileț, bugetul de asigurări sociale a cunoscut cea mai rapidă creștere din istoria sa, ca volum, ca procent, nu, dar ca volum avem o creștere de 4,2 miliarde lei până la 30,2 miliarde lei. Pentru anul viitor se planifică o creștere de 4,4 miliarde lei. De ce puțin se diminuează? Cum? Creșterea puțin se diminuează? Voi explica din ce cauză. În anul 2021 noi am majorat pensia minimă, iar în anul 2022 creșterea este determinată de modificarea mecanismului de indexare a pensiei. Deci observăm că și anul 2022 este un ecou anului 2021, când guvernul continuă politica socială, însă din cauza că vor apărea și alte mecanisme, chiar dacă pentru activități sociale se vor da mulți bani, totuși sperăm foarte mult că va fi demarat și un nou proces pe lângă protecția socială, noi trebuie să avem și dezvoltare economică și investiții, despre care vor vorbi ceva mai ulterior. Nu este corect să dai cât a crescut cu 4,2 miliarde de lei, trebuie să dai procentual. Dacă ne uităm atent, în 2021 cheltuielile pentru protecția socială au crescut cu 16,1%. Ultima dată am avut o creștere mai mare în 2007. Deci 2007-2008. Doar atunci am avut o creștere puțin mai mare. În rest, standard a fost de 10-11% anual. În acest an am avut 16%. Pe anul viitor se planifică circa 15%, deoarece deja, practic, tot ce am avut, a putut guvernul să ajute pe cei mai săraci a făcut în acest an, anul viitor va fi un suport pentru toți. Haideți acum să trecem la veniturile bugetului public național. Deci veniturile bugetului public național în anul 2021, el va intra în istoria noastră, și am cer scuze, n-am fost atent iarăși, în anul 2021 el va intra în istoria noastră, este penultimul cu cifra 26, va intra în anul, va intra în istoria noastră ca anul cu cea mai mare încasare. Sper că vom avea încă o dată așa ceva. Deci bugetul de stat, dacă vă uitați, bugetul public național, dacă vă uitați atent, în anul 2021 a crescut cu 14,7 miliarde lei. Ca volum de bani, așa ceva n-am avut niciodată. Maximul ce s-a întâmplat, asta a fost acum 4 ani în urmă, când creșterea a fost de 7,4 miliarde lei. Deci așa o creștere ca în acest an noi n-am avut niciodată. Dacă ne uităm atent, această creștere este chiar și mai mult decât s-a planificat anterior. Deci dacă guvernul inițial va planifica că va avea 66,39 miliarde lei, în realitate s-au colectat cu 7,5 miliarde lei mai mult. Deci 7,5 miliarde de lei guvernul a obținut suplimentar la ceea ce a planificat, și acestea 7,5 miliarde de lei plus finanțarea externă a permis guvernului să depășească relativ bine provocările din 2021. De ce au crescut veniturile în 2021? Am vorbit despre aceasta, doar vă spun pe scurt.
În anul 2021 noi am avut o creștere a consumului care n-a mai fost la noi de 15 ani. Populația după pandemie din 2020, când s-a redus consumul, când populația s-a dezis de multe cheltuieli, în anul 2021 noi am înregistrat cea mai mare creștere de consum din ultimii 15 ani. Această creștere de consum la noi, din nefericire, economia se bazează nu pe producție, dar pe consum, bugetul se bazează nu pe producție, dar pe consum, această creștere de consum ne-a dus la această creștere de venituri. Pentru anul viitor, guvernul planifică venituri la 80,9 miliarde. Noi considerăm că veniturile bugetului public național vor fi de cel puțin 85 de miliarde. De unde avem această considerație? Vă răspunde. Deci, în primul rând, guvernul pentru anul viitor are o planificare destul de modestă, ceea ce este de înțeles de 1,3 miliarde lei granturi externe. În opinia mea, granturile anul viitor vor fi numai puțin de 3,5 miliarde lei și ține de suportul pe care ne dorește partenerii noștri în acord, ca noi să depășim situația în care ne aflăm noi și plus începem programele de reformare a tot ce înseamnă țara noastră, începând de la instituții și terminând cu infrastructura. Asta este unul. Și doi, veniturile bugetului vor fi cel puțin cu 2 miliarde lei. Este prea matur să vorbim, cred că după trimestrul întâi vom mai facem cu analiză economică, dar cred că vor fi cu cel puțin 2 miliarde lei și nu atât legat de creșterea consumului, cât din nefericire de inflația mare. Din inflația care va fi în acest an, ne va duce la creșterea prețurilor și această creștere de prețuri se va manifesta cu creșterea încasărilor bucilare. De fapt, în termeni reali, bugetul nu va crește atât de mult, dar nominal bugetul de stat va avea încasări cu mult mai mari. Încă o dată, repet, este prea matur să vorbim despre cifrele exacte, dar cu certitudine veniturile bugetare vor fi cel puțin cu 2 miliarde lei mai mari. De aceea avem 2 miliarde lei la venituri bugetare, 2 miliarde lei la granturi, suma totală de venituri a bugetului pentru anul viitor, pentru anul acesta 2022, va fi de cel puțin 85 de miliarde lei, lucru care ne va permite să diminuăm din deficitul bugetar și de aceea am spus că deficitul nu va fi de 15 miliarde lei, dar cel mai probabil va fi la nivel de 11 miliarde lei. Dacă va fi mai mare deficitul pentru altele, este bine, că asta înseamnă că noi banii care îi vom contracta din împrumuturi sau din granturi externe, dar cel mai din împrumuturi, în cazul dat, banii aceștia vor merge pentru proiecte de infrastructură. Haideți acum să ne uităm la a treia componentă, deci am spus bugetul pentru anul 2021 a fost caracterizată de trei noțiuni de bază. Buget social, venituri neașteptate și relansarea finanțării externe. Eu când vorbesc încasările bugetului în afară de veniturile lui tradiționale din impozite și taxe, eu grupez separat granturile și împrumuturile. Iar împrumuturile le grupez în iarăși în două categorii, din împrumuturi interne și împrumuturi externe. Dacă vă uitați atent, bugetul pentru anul 2021 a primit din granturi și împrumuturi 14,5 miliarde de lei. Deci este o sumă fără precedent în istoria noastră. Așa ceva noi n-am avut niciodată. Deci o astfel de creștere de venituri am avut în anul 2020, tot un buget destul de mare, dar atunci baza lui a fost împrumuturi, în special banii care ne-au oferit FMI. Că dacă nu erau banii de la FMI, practic în 2020 era imposibil să ne onorăm obligațiile față de cetățeni și Fondul Monetar în perioada de criză a ajutat Republica Moldova necondiționat prin acel împrumut care ne-a permis să acoperim gaura bugetară, iar în 2021 noi am reușit să restabilim parțial granturile externe. Dacă vă uitați în grafic, vedeți foarte bine că cel mai mult volum de granturi Republica Moldova a primit în 2014 la nivel de 4 miliarde de lei. După aceasta, ele au scăzut dramatic, au ajuns la 0,6 miliarde, 0,4-0,6, avem 1,6 miliarde de lei atunci când la guvernare a fost blocul acum și avem o restabilire a granturilor în 2020 și unele au crescut până la 2,4 miliarde de lei. Al doilea element important a încasărilor din împrumuturi este că în anul 2021 Republica Moldova a reușit să împrumute, să contracteze împrumuturi nete externe de 8,3 miliarde de lei. Aici, de ce eu dau asta mai mult ca pozitiv decât negativ? Acum vă voi explica. Uitați-vă atent în grafic și să observați că în anul 2020 Republica Moldova a atins o performanță, după mine îndoielnic, împrumuturile interne, în condițiile când împrumuturile externe nu erau foarte mari, împrumuturile interne au fost de 5,6 miliarde lei, recordul absolut pentru noi. Deci împrumuturile interne totuși nu sunt preferențiale, deoarece dobânda plătită este una extrem de lungă, termenul de luare acestor împrumuturi este foarte scurt și atunci presiunea imediată asupra bugetului crește, lucrul acesta se va vedea acușa din graficul următor.
Ceea ce avem noi în 2021, nu avem doar o creștere a banilor din împrumuturi și granturi, dar și o modificare a lor calitative. Noi de la împrumuturile scumpe și pe termen scurt interne, trecem la împrumuturi ieftine și pe termen lung externe. De lucrul acesta ce explic acum se vede foarte mult din următorul grafic, care eu m-am denumit cheltuielile bugetului de stat cu deservirea datoriei publice. Dacă observați atent, până în anul 2019, cheltuielile bugetului de stat cu datorie publică era la nivel de 4 miliarde lei. În acest an, în 2021, au crescut până la 6,31 miliarde lei, iar la anul, cheltuielile cu deservirea datoriei publice va crește până la 8,3 miliarde lei. Deci, în 3 ani de zile, cheltuielile noastre pentru a deservi datoria a crescut de două ori. La anul noi va trebui să alocăm 8,3 miliarde lei pentru datorii, dintre care aproape 3 miliarde lei doar dobânda. Deci noi la anul vom plăti 3 miliarde de lei sau 2,9 miliarde lei doar pentru dobândă. Știți ce asta 2,9 miliarde lei? Este exact suma pe care noi o alocăm pentru drumuri. Deci noi doar dobândă vom plăti exact atât cât dăm pentru drumuri. De ce se întâmplă lucrul acesta? Cea mai mare dobândă care o plătim, o plătim pentru împrumuturile interne. Mai mult ca atât, noi va trebui la anul să întoarcem datorii de 5,4 miliarde lei. Deci așa de mult, cel mai mult este datorie internă care s-a luat pe termen scurt. De aceea, guvernul actual, de fapt, pentru a scădea povara datoriei în următorii ani de zile, noi trebuie banii care împrumutăm să te împrumutăm pe un termen cât mai lung, iar dobânda cât mai scurtă, astfel încât să reducem înapoi dobânda în parametri de 1,5 miliarde lei, astfel salvând 1 miliard și jumătate de lei anual, iar întoarcerea datoriei să fie ridicată la nivel de maximum 4 miliarde lei, astfel ca să ne salvăm încă 2 miliarde lei anual. Deci aceste împrumuturi interne care au dominat în ultimii ani, atunci când noi eram practic izolați de toate celelalte țări, ne-a creat o presiune pe viitor a bugetului. Guvernul a moștenit anul viitor o istorie creditară negativă, pe care el în 2021 a început deja să o îmbunătățească, însă ea rămâne pe încă valabil 8,3 miliarde de lei. Cu ce va fi caracterizat anul 2022? Aici vreau să mă opresc și voi da doar un singur exemplu care cred că va fi relevant. Deci anul 2022 va fi caracterizat iarăși pe trei elemente de bază. Deci vreau să reamintesc, 2021, buget social, venituri neașteptate de mari și suport extern. Anul 2022 va fi caracterizat creșterea în continuare a suportului extern, în special din contul granturilor, deci lucrul acesta este favorabil pentru noi. 2. Revenirea la bugetul investițional. Ce înseamnă aceasta? În perioada de criză, guvernul a fost nevoit să-și reducă toate proiectele investiționale pentru a se focusa pe proiecte sociale, ca să scăpe cetățenii de această povară grea legată de prețuri și șocul energetic. Anul 2022, conjunctura sperăm că va fi una mai favorabilă și va crește, se va reveni la proiecte investiționale. În special voi da exemplu drumurile, dar se vor reveni și la alte proiecte investiționale. Și trei, guvernul va continua să concentreze pe cele mai vulnerabile categorii speciale, sociale, în cazul dat vorbim despre bugetarii care sunt subfinanțați. Deci guvernul anul 2022 planifică să majoreze salariile, în special la cei care au salarii mai mici de 3.000 de lei. Sper că le va reuși, ce obțin Ministerul Muncii și Protecției Sociale de asigurări că se lucrează în acest sens, să fie majorat salariul minim nu doar în sectorul privat, dar să fie majorat salariul minim în sectorul bugetar, lucru care va permite ca cei mai vulnerabili oameni să scoate din sărăcie. Dacă ne uităm atent la fondul rutier, deci noțiunea care o spun pe anul 2021 este revenirea la investițiile care au fost, pentru mine cel mai clar lucru este fondul rutier. Pentru anul 2022 se planifică ca în fondul rutier să fie alocate 2,39 miliarde de lei. Să nu uităm că 800 de milioane de lei sunt banii care în prezent, 850 de milioane de lei, chiar aproximativ depinde de cât de bine va fi anul, 800-850 de milioane de lei sunt banii care acum, conform legii, merg la nivel de primărie, care primăriile pot utiliza pentru drumuri. Această creștere va fi cea mai mare, nu doar ca sumă, rog colegii să dea și ultimul grafic, dar și ca procent din PIB. Dacă noi am avut record în 2012-2013 un procent din PIB s-a cheltuit pentru drumuri, anul 2022 va fi 1,13% pentru drumuri. Ce înseamnă lucrul acesta? Am mai fost planuri în 2017-2018, s-a planificat că pentru drumuri vor fi alocate 4,5 miliarde lei, dar din câte vedeți nu s-au alocat mai mult de 1,8, 2,2 miliarde lei. Anul 2022, dacă lucrurile vor evolua
aparent în direcția care noi credem că evoluează, mai mult că atât, dacă veniturile bugetare vor fi chiar mai mari decât noi anticipăm, dacă granturile vor fi mai mari decât anticipăm, noi până ce considerăm că fondul rutier planificat de 2,9 miliarde lei chiar va fi executat. Alte proiecte investiționare care au fost planificate chiar va fi realizate și din acest motiv putem spune că bugetul din 2022 este bugetul care poate fi numit bugetul de revenire la investiții. Deci noi timp de 7 ani de zile practic am limitat la maxim investițiile. Noi 7 ani de zile am avut bugete de supraviețuire care erau orientate pe supraviețuirea socială ca să plătim pensiile sau salariul. 2022 poate deveni un buget când noi iarăși revenim la investiții, deci eu văd foarte probabil executarea acestui buget și drept rezultat noi să avem deja mici perspective de dezvoltare. Dacă aș face o concluzie, ar fi în felul următor. Bugetul de 2021 a fost un buget de criză care a fost caracterizată pe accentuare socială. Ceea ce ne-a favorizat pe noi a fost faptul că am reușit să restabilim relații cu partenerii externi și s-a majorat finanțarea. Această finanțare externă ne va permite în viitor să reducem cheltuielile de servire a datoriei, care acum ajung la cea mai mare rată istorică de peste 8 miliarde lei datorită dobânzilor. Cel mai mare record care le aveam, aproape 3 miliarde lei vom plăti doar dobândă în anul 2022, dar aceasta este o istorie mai veche, deci acest lucru s-a întâmplat, acum sper că se va finaliza, iar anul 2022, acest an în care suntem, va fi caracterizat pe revenirea la investiții, restabilirea sau creșterea relațiilor cu partenerii externi și accent depus pe cei mai vulnerabili oameni, în special creșterea salariului minim din sectorul bugetar. Asta a fost o construcție generală tot ce trebuia să știți despre bugetul public național 2021-2022, iar deja în alte analize economice vom veni cu detalii specifice pe anumite ramuri, iar până atunci vă mulțumesc și nu uitați, ne vedem în fiecare săptămână și dacă aveți careva propuneri, le puteți face pe paginile fie privesc eu, fie dezvitor sau pe pagina mea. Până data viitoare, să aveți o zi bună!